Maria Mailat are 8 ani și locuiește în București alături de mama, tatăl și sora ei mai mică, Ioana. Se distrează mereu în familie. Cu tati joc șah, nu te supăra frate, și jocuri din astea. Cu mami joc jocuri cum ar fi alb, negru, nu și dea. Cu Ioana ne jucăm împreună cu plușuri, inventăm tot felul de jocuri. Pasiunile Mariei sunt șahul. Îmi place mult să joc șah cu tati. Și sunt pasionată de șah și câștig adeseori. Desenul? Îmi place mult să desenez. Îmi place cum scriu creioanele. Îmi place ce rezultă la urmă. Și călăritul? Și caii sunt așa de mari și mie îmi plac în special animalele mari. Și de acolo se vede, de pe cal, se vede o priveliște superbă. Când se face mare, vrea să se facă normal, călăreață și șahistă. Dacă vreau să fiu șahistă, trebuie să mă antrenez mult la șah și să fiu șahistă cu o echipă care știe să joace ca și mine, de nivelul meu. Nu de mai mare și nu de mai mic. Mami zice că sunt mereu iubăreață, că iubesc mult. Îmi place să mă împrietenesc cu toată lumea. Am mulți prieteni și colegi de la școală și... Adică de la școală toată clasa e prietena mea. Mă știu cu toți, merg în parc cu toți. Săptămâna aceasta, la Școala de Supereroi Țibiți Învață Oul pe Găină, oul este Maria Mailat, de 8 ani. Urmărește-o cum crește supererou.